venit foarte mulți bani. Prin 93-94 câștigam undeva la 30.000 de dolari pe lună, ceea ce un apartament la Unirii, la Fântân, care erau cele mai șmechere, că nu erau complexe astea noi, da, moderne, da, știu, imobiliare, erau undeva la 7-8.000 de dolari și eu câștigam 30.000 pe lună, adică puteam să-mi cumpăr 4 apartamente. Chiar am un băiat care a lucrat la mine administrator și deam procent și a luat 6 vile pe, la Piața Progresul pe acolo și atunci, pe perioada aia, pe banii care am dat eu, în 96 am rămas în curugol. Ce vreau să vă întreb, jucați la aparate? Totdeauna mi-a plăcut jocurile de noroc. Deci eu am crescut la țară, într-un sat. Eu sunt născut în Timișoara și părinții mei s-au mutat, mama e de acolo, din satul ăla, din județul Arad. Și când ne-am mutat la țară, deja copil fiind 8-10 ani, clasa 2-3, ne jucam, erau bani de, de fier, cei care sunt mai bătrâni așa știu, de 1 leu, de 3 lei, de 5 lei, ne jucam pincă, steam în picioare, dădeam cu banii jos și dacă se suprapuneau banii, era lui ăla care se suprapuneau banii. După aia am început la 12 ani, jucam 21, care era un fel de blackjack la priveghiuri. De-abia așteptam să moară un bătrân pe stradă. Povesteau bunicii că înainte, până acum câțiva ani, când a fost cu Uniunea Europeană, când acum sunt capele, dar înainte mortul ține acasă, într-o cameră. Și înainte toți sătenii se culcau, rămâneau patru bărbați de veche la mort, ca să nu lași mortul singur. Și fiind camera îngustă, n-aveau loc să pună o masă, joace cărți, și atunci doi stăteau pe partea sicriului, doi pe parte și le jucau pe piept, la mort sau pe sicriu, așa și jucau la țară. Și ce jucau? 21, asta spun. Deci un fel de blackjack. Aha. Jucam 21 până la 12-13 ani, deja jucam, deci mi-au plăcut totdeauna jocuri de noroc. De mic mi-au plăcut și am avut o înclinație spre jocuri de noroc. Odată în Vegas chiar mi-am pierdut controlul. În domeniu fiind și știind ce periculos e așa, m-am așezat la un aparat, aveam un teanc de dolari în buzunar și acolo sunt niște Wheel of Fortune, se numesc, făcute de IGT din America. Toate casinele sunt conectate împreună și se acumulează ca un jackpot. Procent din jackpot, da, și ajunge la 12 milioane și mi-aduc aminte că atunci era 14 milioane de dolari jackpotul ăla, știi? Și stăteam cu ochii în jackpot acolo și tot băgam câte 100, câte 100, câte 100 și tot, bă, dar ceva cu 14 milioane, pe ce-i cheltuie, știi? Până nu mai aveam niciun bani, știi? Era o grămadă de bani pe care i-am pierdut, adică te ia capul la un moment dat, atmosfera aia de acolo te face să... Să-ți pierzi controlul, partea, știi? Din banii ăștia, easy come, easy go, easy și go. Pe partea asta cu, da, cu jocul. Da, exact, da. Dar să știi că foarte mulți din domeniu, manageri, colegi de-a mei, patroni de casino, de aici, din București vorbesc, și străini și români, chiar dacă au câștigat 10 de milioane, au ajuns boschetari sau au pierdut toți banii din cauza că ce încasau de la un casino, mergeau și îl pierdeau la alt casino. Dacă ți-au ce aminte, era un casino Mărul de Aur. Era un libanez, Dumnezeu să-l ierte, a murit, Adel se numea. Deci eu eram primele la început. Da, printre primele, dar chiar acolo pe gangul ăla, unde a fost restaurantul Mărul de Aur, știi? Și un om extraordinar, adică un sufletist, un domn așa, elegant tot timpul, la cravat așa, dimineața când a ghidea casinoul la el acolo la Mărul de Aur, eu eram director la Blindo Casino prin 2001-2002, perioada aia. Venea la noi la casino și pierdea toți banii. În fiecare dimineață el lua banii până a dat faliment, adică și om care din asta trăia, adică vezi că oamenii își lasă bani acolo și de unde... Da. Chestia asta va determina că trebuie să o grupă, boală, în domeniu, planificare. Și asta mi-a fost, în 96, eu din 93 am început să...